cu siguranță voi depune o sesizare la Birou Interpol România, pentru că și Europol, pentru că din punctul meu de vedere lucrurile se complică. Adică în cazul și în cazul Alexandrei și în cazul Luizei nu există niciun fel de eu nu văd, cel puțin eu nu simt niciun fel de căutare a acestor persoane. Da? Nu avem probă indubitabilă față de niciuna din ele, cu atât mai puțin în cazul domnișoarei Melencu. Nu există nici măcar probele astea ADN pe care INML-ul spune că le reia, da? Păi dacă nu există, ești obligat în acea perioadă să cauți persoana, să știi, adică ea este în viață, nu? Până când ai niște probe irefutabile. Vom apela și la Comisia de Justiție din Parlamentul European, mă voi deplasa și acolo dacă va fi nevoie, pentru că eu cred că trebuie ca Parlamentul European și Curtea de Justiție a Uniunii Europene să facă o investigație asupra acestui caz și a lucrurilor care se întâmplă în România cu privire la traficul de persoane, pentru că intră în competența lor și orice cetățean, cum sunt eu, sau orice alt cetățean în țara asta și vreau să știe lucrul ăsta, oamenii ăștia, pentru că trăiesc în Europa, de-aia am intrat în Uniunea Europeană, au dreptul să ceară acestor instituții să intervină, să facă anchete, inclusiv asupra parchetului general, asupra DICOT-ului, asupra cui vreți dumneavoastră pentru a stabili adevărul. De exemplu, dacă în cazul Alexandrei a durat 7 zile, în cazul celorlalte, mă rog, Alexandrei, acelor presupuse rămășițe, în cazul celălalt a durat 2 săptămâni. Eu nu sunt specialist în materie, dar am și eu dubile mele. Era firesc să mă adresez Ministrului Sănătății să solicite și să dispună un control pentru a verifica dacă aceste proceduri legale au fost respectate ca termen. Și domnul director de la INML va trebui să comunice public. Este o rugăminte pe care am avut-o la doamna ministru, doamna ministru a îmbrățișat-o, să iasă public să explice. Noi nu vrem să acuzăm pe nimeni, dar nici să fim luați de proști.